Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi editorul video CapCut. Editorul video CapCut poate fi descărcat de la magazinul de aplicații al celor de la Google în mod free. Nu necesită plata vreunui abonament sau vreunei taxe de instalare. Deci folosiți-l fără grijă din acest punct de vedere. Este un editor video pe care eu l-am folosit la clasă și cu copiii de ciclu primar, dar și cu copiii de ciclu gimnazial și este foarte simplu de folosit. După ce ați instalat aplicația, o veți accesa. Ea se deschide cu cele două opțiuni din partea de sus a ecranului, Shortcut. De la Shortcut, aplicația vă pune la dispoziție o bibliotecă de șabloane video pe care puteți să introduceți fișierele voastre video sau fișierele foto pe care să le puteți edita, dar atenție, în această situație nu o să porniți de la zero cu proiectul vostru sau proiect nou. În această situație, când dăm proiect nou, pur și simplu luăm proiectul și îl creăm de la zero. Când folosim opțiunea proiect nou, aveți două posibilități. Vi se deschide implicit cu videoclipul, dar aveți alături și fotografii. În acest pas va trebui să vă încărcați materialele pe care voi vreți să le lipiți în fișierul vostru video. Eu am să încarc niște fișiere mai scurte ca dimensiune de timp, pentru că durează foarte mult prelucrarea după aceea. Am să-l încarc pe acesta de am unul mai scurt aici de 29 de secunde. Merg și la fotografii. O să încarc și de aici un fișier foto și încă un fișier foto. Vedeți că pe măsură ce le încarc, ele apar pe bara de jos. Aveți posibilitatea să le și ștergeți de pe această bară de la Xuleț. Și o să mai încarc încă un fișier video. O să-l pun pe acesta. După ce v-ați selectat fișierele pe care doriți să le lipiți, să le editați în proiectul vostru, folosiți butonul Adaugă. Ele au fost adăugate acum și așteaptă să fie prelucrate. Ecranul de editare video efectivă conține patru mari zone. Cea mai mare zonă este zona de previzualizare din partea de sus a ecranului. Sub zona de previzualizare aveți în partea stângă jos, vedeți pe măsură ce derulez bara aceasta cu materialele introduse, apare secunda curentă, 10, 11, depinde la ce secundă mă aflu în material în acel moment, iar după slash aveți 0055 câte secunde sau câte minute durează materialul vostru video. Alături aveți butonul de play, consacratul buton de play, triunghiul cu vârful către dreapta, cele două butoane pe care le puteți folosi în momentul în care ați șters din greșeală ceva și vreți să reveniți la ceea ce ați făcut înainte. Și alături, butonul acesta cu un pătrat cu două săgeți către colțuri, duce previzualizarea la nivel de ecran și dacă vreau să mă întorc la previzualizarea implicită, folosesc același buton din partea de jos, dar cu săgețile către interior. Dedesubt aveți bara pe care efectiv sunt așezate materialele și deasupra video și foto pe care le-ați introdus, iar deasupra aveți efectiv secunda la care vă aflați în material. Iar dedesubt, în partea de jos, aveți instrumentele pe care le puteți folosi pentru editare. Și pe aceste instrumente o să mă opresc și eu puțin. Primul dintre instrumente unde aveți farfeca este instrumentul Editează. Eu am să merg pe bandă până la secunda 3 și o să aplic aici Editează. O să folosesc butonul Împarte. Împarte înseamnă că scindează clipul acesta video pe care sunt în acest moment în două părți, aceste paranteze pătrate puse spate în spate. Vedeți că a apărut acest pătrățel alb care mi arată că materialul video a fost scindat în două părți. Vedeți că aceste pătrățele apar întotdeauna între
materialele pe care le-am introdus pentru prelucrat. Vreau să mai scindez încă o dată la secunda 11, 12. Mă opresc la secunda 12, merg la editează și folosesc chiar butonul împarte. Și în acest moment am materialul, primul fișier video, scindat în trei părți. Dacă doresc să lucrez pe una dintre părți, să spunem că doresc pe a doua parte, la a doua parte vreau să-i măresc viteza sau vreau să-i măresc volumul. Am să încerc să-i măresc volumul. I-am mărit volumul. Îi dau văzut, pe zifa de văzut. Și am să-i dau drumul de la început, să vedeți. Vedeți cum a trecut în cealaltă parte a clipului unde a mărit volumul și acesta, volumul de aici s-a mărit. Să spunem că vreau să măresc la prima bucată din fișier pe ce l-am șindat, vreau să o șterg. Merg la ștergere și am șters prima bucată. Vreau să șterg și a doua bucată pe care am șindat-o, că nu mă interesează, să spunem. Ștergem. Și am șters și a doua bucată. Deci din fișierul meu de 29 de secunde mi-a rămas un fișier de 17 secunde. Să spunem că vreau să introduc la începutul fișierului un text. Merg la text. Adaugă text sau șablon text sau sticăre. Text simplu. Aveți fond, stil, efecte, balon, animații. Texte animate. Haideți să pun un text animat. Așa sunt textele stil balon. Așa sunt cu efecte. O să pun un text cu animație. Am să-l aleg pe acesta. Și am să introduc textul. Și o să spun aici Bianca. Dau pe văzut. Textul este aici. Vedeți că fiind cu efecte, el nu, cu animație încă nu face nimic, nu se vede aici, dar o să vadă în momentul în care dăm drumul. Vedeți că el mi-apare sub zona în care el va fi activ, de la secunda 0 până la secunda 3. Dacă vreau să dureze mai mult, trag și se duce până la secunda 9. Haideți să facem o probă. Îl vedeți? Apare în colțul din stânga. La secunda 9 mi-a dispărut. Ce mai avem aici? Stickere. Am să adaug și eu un sticker. Am să-l pun în colțul din sus, de sus. Folosesc bifa. De unde începe stickerul meu? Păi de la secunda 0 până la secunda 3. Dacă vreau să-l mut, haideți să-l mutăm, să-l ducem după text. Și l-am pus după text. O să-l probez încă o dată. Mi-a apărut și stickerul care ține până la secunda 7 și ceva. Ok, m-am oprit. Ce pot să mai adaug? Efecte. Efecte video. Am să adaug acest efect. Confeti. Îi dau văzut. Unde este efectul? Păi pornește la secunda 0 până la secunda 3. Dacă vreau să-l duc mai mult, să țină mai mult, merg mai mult, până la secunda 9. Bun, ia să vedem. Deci apar toate elementele pe care le-am adăugat până în acest moment. Dacă doresc să introduc la imaginile pe care le-am pus în fișier vocea înregistrată sau anumite efecte audio, merg la
audio și ați aveți la dispoziție să puneți diferite sunete din biblioteca oferită de aplicație. Puteți să puneți diferite efecte, puteți să le ascultați înainte. Am să-l las pe acesta. L-am adăugat. Vreau și dublaj. Asta înseamnă că pun vocea mea peste coloana sonoră sau peste imaginile pe care le-am adăugat. Și mă înregistrez. Aici am adăugat un fișier audio înregistrat de mine. M-am oprit. Probez. Aici am adăugat un fișier audio înregistrat de mine. Eu sunt Marian. Am dat văzut. Mai aveți și filtre, format, ce tip de format, cum vreți să se încadreze. 9 cu 16, 16 cu 9, 1 cu 1, 4 cu 3 sau încadrează. Eu am să las pe încadrează. Dacă am terminat de făcut editarea video, trebuie să spunem pe ce rezoluție să salveze. Acum depinde de telefon. La mine maxim aici este 1080. Dar voi puteți, am să o las pe 720, după care rata de cadre, care poate să meargă până la 60. Dar având telefoane mai bune, puteți să aveți rezoluție aici până la 4K și o rată de cadre mai mare. Am să las rezoluția pe 720p, iar de la săgeată îi dau să se facă exportul. În acest moment, fișierul video se salvează în galeria telefonului și de acolo va putea fi partajat în orice mod dorim noi. Aveți să-l partajați pe WhatsApp, pe TikTok, să-l distribuiți pe Facebook, pe Instagram sau altele. Puteți să-l trimiteți pe WhatsApp, pe Gmail, pe mesaje, pe Messenger, să-l încărcați direct în Drive, să-l trimiteți pe Telegram. Și dacă o să căutăm și în galerie, o să vedeți fișierul aici. O să-i dau redare. Efectele, titlul în partea de jos, stickerul. Am introdus efect de sunet, dublaj, următorul fișier video pe care nu am lucrat absolut nimic. Dragii mei, cam asta ar fi. Aplicația are destul de multe instrumente. Eu le-am prezentat pe cele mai importante. Vă las vouă curiozitatea de a verifica, de a testa și celelalte instrumente, pentru a realiza voi și elevii voștri cât mai multe clipuri în acest fel. Vă doresc mult succes! Vă salută cu drag, Marian!